Cel mai amplu festival dedicat filmelor de scurtă durată revine în cinematografele clujene după 2 ani în care pandemia a făcut imposibilă organizarea evenimentului în format fizic. Ne aflăm la cazinoul din Cluj-Napoca, unde are loc deschiderea celei de-a 10-a ediții a Cluj Shorts. Cele mai bune scurtmetraje se pot viziona timp de 10 zile la Cluj-Napoca. Cât de mari au fost eforturile pentru realizarea acestui eveniment? Este o perioadă în care ne-am dezobișnuit de a organiza evenimente, am uitat cum se face lucrul ăsta, dar pentru că ni s-a permis în acest an să revenim, a trebuit să ne reînvățăm, să ne revină cunoștințele mult mai repede și să punem la punct ceea ce veți vedea în următoarele câteva minute. Avem sute de filme care se înscriu, trebuie ore și ore de privit și ales, selectat filme pentru ceea ce urmează să prezentăm publicului. Urmează sute și sute de ore de organizare pentru fiecare eveniment în parte. Scurtmetrajele proiectate la Cluj Shorts abordează diferite teme sociale. De la dragoste, iubire, război, tot ceea ce poate să-ți treacă prin cap poate să funcționeze ca și temă de film de scurtmetraj. Persoanele prezente la ceremonia de deschidere au putut vedea și o expoziție de tablouri accesată prin scanarea unui cod QR. În ultima zi a festivalului vor fi premiate în incinta cazinoului din Cluj scurtmetrajele câștigătoare.